cetățean și om de cultură român, domnul Eugen Simion, care spune aici nu multe lucruri, v-am notat de mult, iar ce cum o spune. Mihai Cimboi are, în imaginația mea de valar, figura și semnele comportamentale ale unui Iudeș în epoca lui Ștefan cel Mare. Voinic, țeapăn, niciodată grăbit, cu vorba domnoală, coborând arsice direct din spațiul sadovenean, pare că s-a hrănit toată viața lui cu rădăcini de stejar. Ține drumul drept pe la mijloc și de-i pornit într-o direcție, nu schimbă până ajunge la locul cuvenit. Îmi place la el, între altele, că se ține de cuvânt. Și vorbind despre dumnealui, spune despre Constantin Noica, care i-a trimis o scrisoare și o carte a domnii sale despre Eminescu, scrisă, zicea el, de un coleg de-al dumneavoastră din Basarabia. E interesant, citiți-l, mă îndemna el. El a scris mai mult despre Eminescu, în deosebi despre Eminescu ca poet al ființei. Un concept care vine prin Noica de la existențialiștii europeni de Ramon German. Acum, fiți atenți, strânge toate cunoștințe, descoperiri, analize, sale critice, într-un dicționar enciclopedic Eminescu, reluând, dacă înțeleg bine lucrurile, proiectul de la George Călinescu și sintetizând ceea ce au descoperit după momentul Călinescu pe vestitul Iano, eminescologii mai nou. Este un proiect important în cultura română, un proiect ambițios, un proiect pe care l-au început al critici și nu l-au dus la capăt. Ideea este că domnul Cimboi tratează pe Eminescu începând de la copilărie și ajungând la mit. Și în acest interval încearcă să includă toate aspectele, toate concepțiile, toate demonstrațiile, tot ce s-a putut întâmpla în acest domeniu de atunci și până acum. Din acest punct de vedere, este un dicționar foarte bazic. Eminescu, știți că spunea de haos, Doamne, m-am născut și m-aș întoarce în haos. Văzând acest dicționar, am avut această revelație și mi-am dat seama că Eminescu, într-adevăr, s-a născut în haos și s-a întors în haos, pentru că după moartea domnului sale, de fapt o reverență, au apărut atât de multe studii, cărți, exegeze despre el, de două sau trei sau patru ori mai multe, dacă nu mă înșel, ca volum. Deci s-a produs un întreg haos, pentru că nimeni n-ar putea să țină minte sau să țină în mână, măcar ca informație, toate aceste lucruri și să sistematizeze. Ei bine, domnul Cimboi asta face în primul rând. Încearcă să organizeze acest haos. Și o face într-un mod exemplar, pe capitole. Uitați, să vă citesc numai câteva lucruri de la cuprins, ca să vă faceți o idee. Teză, biografie, arbore genealogic, strămoșii poetului, personalitate, anturaje, mitul Eminescu, concepția despre lume, moartea și viră, clasicismul, romantismul, barocul, simbolismul și integrarea tipologică și categorială a lui Eminescu în acestea, cultura lui Eminescu, personalități istorice, figuri culturale, autor citat sau tradus, mitul și mitologia, personaje mitologice, păsări, plante, copaci, filozofia, istoria, sociologia, economia politică, religia, pedagogia, limbi, gramatica sanscrită, proverbe românești, proverbe din manuscrise lui Eminescu, eminescianismul, limba, stilul eminescian, limbajul poetic eminescian, dicționarul de limbi, opera lui Mihai Eminescu, după care începe cu poezia, cu note variante,
exerciții moloz, texte aferente, variante, proză, dramaturgie, poezia populară, traduceri, poezii traduse, traduse de proză literară, teatru, subiecte abordate în publicistică, colaborări în ziare și reviste, caietele Eminescu, corespondența și, după creații, urmează Odiseea receptării, receptarea universală, viziunea marelor scriitori români, omagii lirice, anti-eminescianism, detractorii, eminescologia, eminescologii, sensi, traducători, Eminescu erou literar, prezența în istorie literară, dicționare și enciclopedii, Eminescu și muzica, și aici sunt foarte mândră, pentru că mi-a găsit un loc acolo. Eminescu în arte vizuale, în viziunea marilor pictori, în cinematografie, în filatelie, și în numismatică, romântoarea, vedeți aici, ediții importante, deci în străine, deci multilingue, rezumate, în română, în germană, în engleză, în franceză, în italiană, bibliografie, indice de opere eminescene, indice de opere de autor român și străin, în traducere, indice de nume, anexe, pe urmele lui Eminescu de Vasile Șoimaru și am obosit numai citind. Dar de cum a obosit lumea lui, făcând o astfel de sinteză, nici nu știu cum să zic, să spun că dacă spui lucruri prea laudative, nu-i bine pe urmă că, ca și cu Eminescu, se produc acuze că se ridică o sanale. Păi nu cred că orice aș spune eu aici s-ar putea considera ridicare de o sanale. Este într-adevăr o operă unică, o operă bornă, o operă de referință fundamentală, de care nu se va putea face niciodată abstracție, care ne ajută să ne orientăm în acest cățiș uriaș și care crește mereu, anume nescologiei, și care, cu asta închei, că sigur că s-ar putea vorbi în două ceasuri, dar trebuie să vorbească și dumneavoastră, că dumneavoastră ne-a zis, cândva, când făceam acel proiect după care a crescut memorialul Bibotești, prevăzusem și o cameră pentru ilustrarea marilor eminescologi acolo la Bibotești, având revelația că universul eminescian este format desigur din creația lui proprie, dar la asta se adaugă contribuie și ceea ce au făcut și contribuția marilor spirite care s-au ocupat de el, l-au adâncit, s-au iluminat, l-au propagat mai departe, ba chiar și-au jertit toată viața, ca Perpesicius care a urmit pe manuscrisul eminescian, așa încât și ei împreună se adaugă la valoarea universului lui Eminescu. Și cred că dacă vreodată se va întâmpla, cum ar trebui să se întâmple, și cum ar trebui să fie, într-adevăr, Bogotanul, oraș al culturii, și cu voi și cu colegii comunitari și prietenii mei, cum a discutat despre lucrurile acestea, cred că ar fi potrivit să-și găsească acolo și acești oameni, printre care și domnul academician Cimboi, omul cumpăr, omul care a ținut în echilibru atâtea și atâtea lucruri. Nu vreau să închei înainte de a mulțumi celor care au venit, am spus și de colegul și prietenul nostru, Iorco Dumei, și de domnul Tiriac de la Dumbrăven, fiți atenți la el, că el e concurența, că a fost acolo, a făcut acolo centru de cercetare la Dumbrăven, și acum a venit în spionaj aici ca să vadă ce se întâmplă la Botoșani, pentru că ambiționează să facă și eu îi felicit și mă duc de câte ori mă invită, pentru că este foarte frumos și foarte bine după mine, fiecare loc pe unde să bănuiesc și măcar că a trecut Eminescu, să se întâmple ceva și să fie salutat. Spune și ceva și de cursul lui om. Cursul fiind istoricul teatrului și a orașului, Filipe Cetaliu, de la care încă așteptăm să mai vorbim în teatru, dar vreau să spun și de colegul nostru Radu Perpăneanu, care e neobosit în a piguli și a capta lucruri
importante și interesante cu proiectul său Afro Europe. Europe sau Europe? Europe Direct? Puteți să o spuneți cum vreți. Fie în franceză, fie în engleză. Așa. Sau în latină, dacă doriți. Tuturor. Și tuturor celorlalți și celor doi distinși domni din autoritatea județeană și municipală, cărora le mulțumesc în mod personal că au răspuns acestei invitații și publicului pentru o invitare culturală mare, numeros, care dovedește că astfel de lucruri este pentru cine să le scrii și să le lași lumii. Vă mulțumesc și cred că domnul... Să-ți o vizită, n-ați văzut acasă.